Fostul viceprimar al municipiului Roman, Constantin Ghica, a organizat o conferință de presă în care a ținut să își exprime punctul de vedere cu privire la excluderea sa din partid și mai apoi la adevăratul motiv pentru care trebuia scos din primăria Roman. În viziunea lui Ghica, în PNL și mai cu seamă în PNL Neamț, încă mai este prezentă dictatura, iar cine este împotriva lui Dorinel Ursărescu, pleacă. Nu sunt afectat de... că am fost schimbat din viceprimar. Nu, Doamne ferește, funcțiile sunt trecătoare, ei revin și pleacă. Ce m-a deranjat pe mine? M-a deranjat modul golănesc în care a fost făcut această, în care s-a făcut. De fapt, în anul 2011, în organizația PNL Roman, au fost mai multe excluderi spectaculoase, practic, toți cei care aveau o părere diferită față de cea a domnului Ursărescu erau considerați dușman și dați afară. Marea supărare a mea a fost că cei de la București nu au avut nicio reacție față de abuzurile comise și pe care noi le-am sesizat de aici la București. Și cel mai mare abuz mi se pare încălcarea principiului fundamental al democrației, principiul majorității. Și aici mă refer la delegația permanentă în care am fost eu pus în discuție. Din cei 114 membri prezenți, în urnă s-au găsit 111 voturi, iar majoritatea era cel puțin 57 de voturi pentru ca eu să fiu exclus din PNR. Adevăratul motiv, știți că aș spune interesele economice și financiare ale unora, că așa se face politică, mă rog. Dacă o luăm cronologic, ultima discuție pe care am avut-o amicală cu președintele filiale a fost pe 8 septembrie. Iar pe 9 septembrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat câștigătorul la licitația PNDIU Neamț și Iași, în valoare de aproximativ vreo 300 de milioane de euro. Investiții care se va derula până în 2020. De la anunțul acesta, lucrurile s-au tensionat. Știți că eu eram plecat în Austria, când am ajuns în țară am căutat să văd ce s-a întâmplat. Atât am găsit. Constantin Ghica a declarat că nu exclude posibilitatea de a se întoarce în politică, contrar acuzațiilor care i s-au adus, cum că ar fi prea apropiat de primarul Leoreanu, Ghica neagă posibilitatea de a deveni în viitor membru PDL. Sunt mulți care îmi spune că mă vor urma pe mine. Vă vor urma unde? Deocamdată aștept să termine sărbătorile, vreau să le petrec în liniște, în familie, îmi vine fiica mea în țară și după sărbători, cu siguranță intru, ce pot să vă spun, că în niciun caz în Partidul Democrat Liberal nu. Dar ați primit o ofertă? Am primit mai multe oferte, dar nu asta, deci în PDL nu, în PSD nu, în PC nu, în UNPR nu, rămâne de văzut. Fostul viceprimar al Romanului a amintit de asemenea care a fost aportul său în proiectele demarate la Roman și până la urmă care a fost gradul său de implicare în viața comunității romașcane pe perioada celor 3 ani și jumătate de mandat. Reamintim că în locul lui Constantin Ghica a fost numit în funcția de viceprimar avocatul George Lazăr.